M-am mintit de mai multe stiluri de dans predate la școala de dans Happy Dance Academy. Trebuie să specificăm, profesor coregraf Daniela Rotari Todărașcu abordează mai multe stiluri de dans și în premieră pentru Dâmbovița la nivel de competiții vom urmări un moment de dans contemporan mult apreciat. Miruna Ciuciuc a fost apreciată și premiată la concursurile de dans. De prezentare, dar o să mă descurc singură. Urmează o coreografie în același stil. Bine ai venit! De unde ai apărut? Din cer, ce crezi? Frumos, frumos, de acolo venim toți, nu? Știi ce urmează? Dans contemporan, o coreografie foarte frumoasă cu un mesaj deosebit, premiat cu trofeul Concursului Național de Dans Clasic și Contemporan Lebăda de Cristal 2015. Este vorba despre Back to Your Heart. Thank you.
Ați urmărit formațiile Happy Feet și Port de Bra. Știi ce moment de dans urmează? Moderna. Ești foarte bine pregătit. Avem în continuare un moment de dans modern interpretat de cei mai mici dansatori ai școlii, formația Ptiber. Este vorba despre Dansa cu Duro. Sunt sigură că știți piesa. Felicitări celor mici. Aș vrea să o invit alături de mine pe Mara. Spune-mi, te rog, ce dansuri dansezi tu aici la în spectacol? Noi dansăm dans modern, ruse și polka. Dă-mi și mie, te rog, interviu. Microfonul pentru interviu. Am auzit că tu ai vorbit și la București cu o colegă de-a mea, reporteriță, și ai arătat ce faceți voi la antrenamente. I-ai spus că voi săpați, așa este? Da. Cum săpați voi la antrenamente? Arată-ne! Păi trebuie să o sexezi, după aia îți reușești. Păi te rog, arată-ne! Păi când ansez mereu, exersez să dansez mai bine și... Dar ce înseamnă săpatul? Arată-ne partea cu săpatul. Băi, săpăm și n-am găsit nimic, prezintă că dansam rusesc. Știu, dar arată-ne mișcarea aceasta. Bine. Văd că știi și tu partea asta. Hai, nu vrei să ne arăți? Nu. Hai că încerc și eu cu tine.
Trebuie să știți că acești copii mici nu învață balet cu termenii de la carte, ci prin joacă. De aceea ei zic că sapă, dar de fapt sunt mișcări de coreografie. Acum urmează un alt moment tot de dans modern, rock and roll, în combinație cu jive. Se cheamă, coreografia se cheamă Funny, cu formația Păr de Bra. Hai să ne retragem. Teodor! De Bra. După cum ați putut observa, la școala Happy Dance Academy sunt abordate mai multe stiluri de dans, de la balet la dans contemporan, de la dans de caracter la jazz. Iar prin dansurile acestea, elevii fac călătorii în timp și spațiu în mai multe culturi: spaniolă, italiană, rusă, poloneză. Ce crezi că urmează în continuare?
polca germană. Da, normal că știi, pentru că ți-am suflat eu în culise. Va urma formația Ptiber cu polca prieteniei. Este un dans de caracter. Tu ce crezi? Aceste dansuri ajută pe copii să învețe mai mult despre anumite țări sau anumite culturi? Nu știu. Ce crezi tu așa? Când le vezi costumele, le vezi diferite decât ale noastre, ale românilor? Tu știi cum arată un costum tradițional românesc? Ai avut vreodată? Da. Dar dans românesc ai dansat? Odată, la grădiniță. Și cum a fost? Bine. Și ce alt stil de dans ai mai dansat tu? Numai ăsta. Numai ăsta? Eu cred că te mai descurci și la altceva, dar nu vrei să spui. Am dansat și un alt fel de dans la sărbarea de Crăciun. Ți ar plăcea să dansezi mai mult decât o faci, să fii un balerin, așa ca și Dănuț, care este un solist foarte apreciat aici la școala de dans Happy Dance Academy. Să faci pereche cu el în dansuri, ți-ar plăcea? Așa și așa. Eu zic să le lăsăm pe fetițele noastre aici să ne încânte cu un dans german.